Sătenii din Beclean nu simt că trăiesc la țară, cel puțin din punct de vedere al străzilor. Gropile și noroiul au devenit doar o amintire pentru sătenii din Beclean. Asta după ce în ultima perioadă mai multe ulițe din sat au fost asfaltate. Este vorba de 2,2 km de covor asfaltic care a fost realizat cu fonduri de la Consiliul Județean Brașov, așa că oamenii au acum motive reale de bucurie. Neînțeles, dar zicea că s-a apucat și de trotuară, păi nu știm când, să spune pavele, am înțeles, pe nu știu. Să mai vedem. A scăpat de noroi, de praf? De praf, în primul rând. Noroi nu prea era, că era piatră multă. Și... în general e bine. Foarte bună. Foarte bine. Dar nu știm ce mai urmează în continuare. E bine, suntem mulțumiți de data asta. De asemenea, lucrările de asfaltare vor fi efectuate și în satele Luța și Hurez. Autoritățile vor să găsească fonduri și pentru străzile încă neasfaltate din aceste două sate ale comunei Beclean.